Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un moment de neuitat ieri la Cotroceni, unde avea loc conferința de presă comună a președintelui Klaus Iohannis cu președintele Poloniei, Andrzej Duda. Și când domnul Iohannis era pe faza la el, adică era discursul la el. Era pe speech. Da. Și se lansase, practic nu îl putea opri nimeni. Da. Așa de ajunsese. Când se lansează domnul Iohannis. Vorbea deja de 5 minute, deja era la a doua frază. Și când a ajuns la nevoia întăririi flancului estic, nu știu ce, au început să sune alarmele RoAlert la toată asistența, din cauza incendiului de la molul din apropiere, că a fost incendiu la mare de tot și s-a dat alarmă RoAlert în zona, atenție, adăpostiți-vă, foc, fum, nu știu ce. Și sunt două expresii faciale, băi, de neuitat acolo, adică președintele Iohannis, încep să sune, hai să dăm și vorbim după aia, fiți atenți. Este necesară o prezență militară sporită, aliată în țara noastră și în regiunea Mării Negre, ca răspuns cu caracter strict defensiv. Și acum apasă Raider, afa buton. Rusiei. S-a sunat de recreație. Da. Momentul în care... Ce să zic? Deci domnul Iohannis se uită în jur ca proful de fizică, deranjat când vorbește un elev. Și necesar în acest sens. Și continuă să vorbească. Deci cel mai tare lui, este... Da. Ai văzut deci el se uită, da, se uită exact ca la catedră. Da, exact. Care e ăla care și-a scăpat telefonul, da, și urlă, știi? Ia să vedem cum îți cade nota la purtare. Da, deci Iohannis era nervos. Dar cel mai tare este polonezul, Andrzej Duda, care rotește ochii, belește ochii așa, se uită de jur împrejur, este clar foarte îngrijorat. Se gândește, hai de capul meu, a dat aia cu nucleara și m-a prins la săracii ăștia. Măcar un beci au și ei, ca adăpost nu cred că au. Ce mă fac acum? Fii atent. Scoateți murăturile din beci. De ce stăm? Hai să plecăm. Hai să mergem. Băi, dar nicio reacție, adică să... Păi ce să fac? Doar din... Stai mă puțin, nu. Eu, dar nu e om și el sau e robot, cum zice toată lumea? Cine? Andrzej Duda? Nu, domnul președinte. Domnul președinte. Lasă-l mă pe Duda, că s-a speriat, i-a trecut acum. Dar ai fi putut să mergi mai departe fără să afli ce a fost? Eu făceam glume. Deci, dacă, bun, nu e cazul, dar dacă eram acolo, făceam glume, intram în vorbă cu reporteri, da, cu ce s-a întâmplat, citește, hai să vedem care-i treaba. Dragă Duda, eu Duda, stai liniștit, nu te speria. Dar ți-l imaginezi pe Băsescu, de exemplu. Asta zic, Băsescu. Președinte la Cotroceni și încep să urle alarme. Păi era o Caterincă, uitau de toate, nici nu știa, uitau și de Duda, uitau că mai e acolo. Ce fac glumea la mele, nu știu ce chestii de-astea, da. Dar domnul președinte are, zi. Se presupune că nu toată lumea are simțul umorului. Bă, da, măcar să întreb și tu. Nu, în cazul ăsta se vede că n-are. Fraților, dar ce s-a întâmplat? Da. De ce vă sună alarmele? Nu, e ca la teză. Că poate era atac chimic. Nu mă știu mișcă, ce, da, continui. Da. E ca la teză. Dar domnul Iohannis reacționează foarte prost la întreruperi. Adică, realmente, are dificultăți majore când e orice fel de întrerupere sau când ceva nu merge potrivit planului. Adică, dacă cineva nu ia paltonul... E nasol, i-a stricat toată ziua. Și a mai fost un moment de genul ăsta când s-a întrerupt. Au mai fost mai multe. La unul din ele ne-a dat serverul peste cap. Știți că ne-a sărit serverul, că era tăcere 7 secunde și a pornit automatul, muzică. Da, da, a fost cel mai bun. Dar mai pe la începutul, cred, primului mandat, dânsul era pe la Bruxelles și ținea un discurs și, mă rog, unii dintre gazetari au adormit, iar ceilalți se mai foiau ca să rămână treji, săraci. De ei, și asta l-a deranjat foarte mult și s-a oprit din discurs. Și a așteptat răbdător 30 de secunde cât a așteptat să se liniștească lumea. Pe principiu, dacă nu mai vorbesc, poate în sfârșit o să intereseze și pe ceilalți. Sigur, le-au trăit 30 de secunde să se prindă că nu mai vorbea președintele Iohannis. Dar atunci s-a făcut o memă, care este foarte, foarte bună și azi. O memă audio genială. Vă rog să o difuzăm, să o ascultăm încă o dată. Emisiilor de carbon, deci Bruxelles pe vremuri, cercetarea, sau Strasbourg ceva, inovarea și competitivitatea. Și ăia se foiesc în sală. Și aici s-a prins. Da. Și în imagine, domnul Iohannis stă și așteaptă. Pur și simplu să se oprească lumea. Incredibilă capacitatea noilor roboți de a rămâne totuși, zici că zvii când se restartează. Da, altfel, uite, știe să capteze. Deci acum, susține, da, puternic. Știe să capteze atenția, domne. Măcar pentru un timp. Cine, președintele Iohannis? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.